intergovernamental la UNESCO la Paris, în decembrie 1951, a fost adoptată prima rezoluție privind înființarea unui Consiliu European pentru Cercetare Nucleară. Astfel s-a născut acronimul CERN. Astăzi, înțelegerea noastră despre materie merge mult mai adânc decât nucleul atomului, iar principala zonă de cercetare a CERN este fizica particulelor. Din această cauză și laboratorul operat de CERN este adesea numit Laboratorul European pentru Fizica Particulelor. Large Hadron Collider, LHC, din interiorul complexului CERN, este cel mai mare și mai puternic accelerator de particule din lume. A lansat primul fascicol la 10 septembrie 2008, iar pe 23 noiembrie 2009 au avut loc primele coliziuni între particule. LHC este un accelerator de particule care accelerează protonii sau ionii și izbește între ei, fiind alcătuit dintr-un inel de magneți superconductori lung de 27 de km și alte structuri care oferă pe parcurs un surplus de accelerație particulelor. Fiecare structură accelerează fasciculul de particule la o viteză prestabilită și apoi îl injectează în structura următoare. Înainte de coliziune, cele două fascicule cu particule circulă în direcții opuse, la o viteză apropiată de viteza luminii. Fasciculele circulă în tuburi separate care sunt ținute într-o stare de supervid. Fasciculele sunt ghidate prin inel de către un puternic curent magnetic susținut de către electromagneți superconductori. Un accelerator în care se ciocnesc fascicule contracirculante are un mare avantaj față de alte tipuri de acceleratoare unde un fascicul se ciocnește de o țintă staționară. Când două fascicule se ciocnesc, energia coliziunii este suma energiilor celor două fascicule. Un fascicul cu aceeași energie care ar atinge o țintă fixă ar produce o coliziune de mult mai puțină energie. Când tunelul circular de 27 de km a fost excavat între lacul Geneva și lanțul muntos Jura, cele două capete ale sale s-au întâlnit cu o precizie de 1 cm. LHC este cel mai mare sistem criogenic din lume și unul dintre cele mai reci locuri de pe Pământ. Întregul proces de răcire durează câteva săptămâni. Acceleratorul este conectat la un sistem vast de distribuție a 120 de tone de heliu superfluid, care are o conductivitate termală foarte mare necesară răcirii magneților. Sub o anumită temperatură, unele materiale intră într-o stare superconductoare, neopunând nicio rezistență trecerii curentului electric. Astfel, electromagneții din LHC trebuie răciți la minus 271,3 grade Celsius, o temperatură mai scăzută decât cea din spațiu. Toți protonii accelerați la CERN sunt obținuți din hidrogen standard. Deși fasciculele de protoni din LHC sunt foarte intense, doar 2 nanograme de hidrogen sunt accelerate în fiecare zi. Prin urmare, LHC ar avea nevoie de aproximativ 1 milion de ani pentru a accelera doar 1 gram de hidrogen. Atomii de hidrogen sunt preluați dintr-o butelie. Protonii sunt obținuți prin înlăturarea electronilor din atomii de hidrogen. Protonii sunt apoi injectați în booster cu o energie de 50 de megaelectronvolți. Boosterul îi accelerează la 1,4 GeV. Fascicolul este apoi împins la sincronizatorul de protoni, unde este mai departe accelerat la 25 de GeV. Protonii sunt trimiși către supersincronizatorul de protoni, unde sunt accelerați la 450 de GeV. Ei sunt în cele din urmă transferați în LHC, simultan în direcții opuse, unde sunt accelerați pentru 20 de minute până la 6,5 TeV. Un fascicul poate circula mai mult de 10 ore, călătorind mai mult de 10 miliarde de kilometri, suficienți pentru a ajunge pe planeta Neptun. La viteza apropiată de cea a luminii, un proton completează circuitul din LHC de 11.245 de ori pe secundă. Energia și masa sunt cele două fețe ale aceleiași monede. Masa se poate transforma în energie și invers, în conformitate cu celebra ecuație a lui Einstein. La LHC, această transformare se întâmplă la fiecare coliziune. Nici o particulă nu se poate mișca cu o viteză mai mare decât viteza luminii în vid. Cu toate acestea, nu există nicio limită a energiei pe care o particulă o poate atinge. De exemplu, particulele se mișcă la injecție cu 0,999.997.828% din viteza luminii, având energia de 450 de GeV. Iar când ating energia maximă permisă de sistem de 7000 de GeV, au viteza de 0,999.999.991% din viteza luminii. Prin urmare, fizicienii particulelor nu se gândesc în general la viteză, ci mai degrabă la energia unei particule. Într-un accelerator, particulele circulă într-un tub vidat și sunt manipulate folosind dispozitive electromagnetice. Magneții dipolari păstrează particulele pe orbitele lor aproape circulare, magneții quadrupolari concentrează fasciculul și cavitățile de accelerare sunt rezonatoare electromagnetice care accelerează particulele și apoi le mențin la o energie constantă prin compensarea pierderilor de energie. Într-un accelerator de protoni, energia maximă care poate fi atinsă este direct proporțională cu puterea câmpului polar.
De exemplu, dacă magneții dipolari sunt inferiori vitezei protonilor, rezultă sărirea lor de pe orbită și eșuarea experimentului. Acești magneți sunt superconductori și sunt concepuți pentru a asigura un câmp foarte ridicat de 8,33 Tesla pe toată lungimea lor, necesar pentru a îndoi fasciculele în jurul inelului. Bobinele magnetice din accelerator sunt înfășurate într-un cablu format de până la 36 de fire răsucite de 15 mm, fiecare fir fiind alcătuit la rândul său din 6.000-9.000 de filamente individuale, iar fiecare filament are un diametru mic, de 7 micrometri. Pentru comparație, firul de păr al unui om are o grosime de aproximativ 50 de micrometri. Dacă toate filamentele componente ar fi desfăcute, s-ar întinde până la soare și înapoi, de 6 ori, cu suficient material rămas pentru aproximativ 150 de călătorii către lună. Laboratoarele CERN sunt reprezentate de aproximativ 150 de milioane de senzori, care furnizează date de 30 de milioane de ori pe secundă. După filtrarea datelor, doar câteva sute de coliziuni pe secundă reprezintă interes real pentru cercetători. Fluxul de date din experimente produce aproximativ 50.000 de hard disk-uri de 1 terabyte, adică 50 de petabytes pe an, corespunzători unei stive de aproximativ 10 milioane de DVD-uri, înalte de aproximativ 12 km, în fiecare an. Concentrația de energie este ceea ce face coliziunile de particule atât de speciale. Când bateți din palme, obțineți o coliziune la o energie mult mai mare decât protonii din accelerator, dar mult mai puțin concentrată, din moment ce este distribuită pe toată suprafața mâinii. În termeni absoluți, energiile de la CERN, dacă sunt comparate cu energiile prezente în lume, nu sunt deloc impresionante. De fapt, un teraelectronvolt este aproximativ energia mișcării unui țânțar în zbor. Ce face LHC atât de extraordinar este că strânge energia într-un spațiu de milioane de ori mai mic decât un țânțar. În accelerator, în condiții normale de funcționare, fiecare fascicol de protoni este format din aproape 3000 de grămezi de particule și fiecare grămadă conține până la 100 de miliarde de particule. Dimensiunea grămezii nu este constantă în jurul inelului. Fiecare grămadă este comprimată la maxim înainte de punctele de intersecție a tuburilor pentru a crește probabilitatea unei coliziuni. Grămezile se încrucișează în medie de aproximativ 30 de milioane de ori pe secundă, deci acceleratorul generează în total aproximativ 1 miliard de coliziuni pe secundă. Găurile negre masive sunt create în univers prin implozia stelelor masive, care conțin cantități enorme de energie gravitațională, care atrage materia înconjurătoare. Atracția gravitațională a unei găuri negre este legată de cantitatea de materie sau energie pe care o conține. Cu cât există mai puțină, cu atât mai slabă este atracția. Unii fizicieni sugerează că găuri negre microscopice ar putea fi produse în timpul coliziunilor din accelerator. Cu toate acestea, aceste găuri ar fi create numai cu energiile particulelor care se ciocnesc, echivalente cu energiile țânțarilor. Deci nu ar putea genera o forță gravitațională suficient de puternică pentru a atrage materia înconjurătoare. Orice gaură neagră care nu poate atrage materia se va micșora, se va evapora și va dispărea. Cu cât gaura este mai mică, cu atât dispare mai repede, conform teoriei de emisie a materiei propusă de Stephen Hawking. Consumul total de energie CERN este de 1,3 TWh pe an, în timp ce energia electrică din cantonul Geneva este de 3 TWh pe an. Energia stocată în fasciculele LHC este fără precedent și amenință să deterioreze echipamentul acceleratorului sau al detectorului în caz de necontrol al fasciculului. Deci totul este gândit pentru a se asigura că acest lucru nu se va întâmpla niciodată. Dacă fasciculul devine instabil, senzorii de pierdere a fasciculului o detectează și în termen de 3 rotații, adică în mai puțin de 0,3 milisecunde, un set de magneți extrage fasciculul din accelerator. Acesta se deplasează apoi printr-un tunel special către blocul de oprire al fasciculului, care este singurul element din accelerator care poate rezista la impactul fasciculului. Miezul blocului de oprire este format dintr-o stivă de diverse plăci de grafit cu densități diferite. Energia totală din fiecare fascicul la capacitate maximă este de aproximativ 350 de megajuli, care este cam la fel ca energia unui tren de 400 de tone, precum TGV-ul francez, călătorind cu 150 de km pe oră. Această energie este suficientă pentru a topi în jur de 500 de kg de cupru. Studiile au arătat că radioactivitatea eliberată în aer contribuie la o doză publică de maxim 10 microsieverți pe an. În condițiile în care o călătorie cu avionul dus întors între Europa și America supune călătorii la aproximativ 100 de microsieverți. Densitatea și temperatura energiei care sunt produse în urma coliziunilor la LHC sunt similare cu cele care au existat la câteva momente după Big Bang.
În acest fel, fizicienii speră să înțeleagă mai bine cum a evoluat Universul. În timpul coliziunilor, temperatura este de 100.000 de ori mai mare decât în centrul Soarelui. Atunci, quarkurile sunt libere și detectorii pot observa proprietățile particulelor și cum s-au închegat pentru a forma materia existentă astăzi. Dacă protonii și neutronii ar avea 10 cm lățime, atunci electronii ar avea o dimensiune mai mică de 0,01 mm, iar întregul atom ar măsura peste 10 km. Deci mai mult decât 99,99% din atom este spațiu gol. Materia pe care o cunoaștem și care alcătuiește toate stelele și galaxiile reprezintă doar 4% din conținutul Universului. Căutarea rămâne deci deschisă pentru găsirea particulelor sau fenomenilor responsabile pentru materia întunecată, 23%, și energia întunecată, 73% din Univers.